Despre dinozauri Mickey Mouse, Mini, Donald, Daisy, Goofy și Pluto te vor însoți într-o călătorie plină de aventuri în lumea cunoașterii. Descoperă secretele trecutului și multe alte lucruri. Poftim la bord și călătorie plăcută! Cu mult înainte de apariția omului, dinozaurii, niște reptile uriașe, dominau pământul. Lumea lor era foarte diferită de a noastră. Multe specii de dinozauri s-au adaptat la viața în pădurile dese sau în câmpiile întinse. Vânătorii mici și rapizi urmăreau prada. Uriașii erbivori rumegau frunzele și florile. Unele dintre aceste reptile s-au adaptat la viața marină. Altele au învățat să zboare. Apoi, într-un mod misterios și brusc, au dispărut cu toții. Era dinozaurilor. Dintre toate animalele care au trăit vreodată, dinozaurii au cunoscut cel mai mare succes. Ei au fost stăpânii vieții pe pământ pentru incredibila perioadă de 165 de milioane de ani. Oamenii n-au apărut decât în ultimii aproximativ 100 de mii de ani. Primii dinozauri au apărut acum 230 de milioane de ani. Ultima creatură de acest fel a dispărut cu 65 de milioane de ani în urmă. Dinozaurii au fost reptile care trăiau pe uscat. Majoritatea reptilelor, precum șopârlele, au pielea moale sau acoperită de solzi și depun ouă cu coajă dură. Picioarele lor au orientare laterală. Dinozaurii își țineau picioarele drepte sub corp putând suporta o greutate mai mare. Astfel, ei puteau fi mai mari și mai rapizi. Date uluitoare Când s-au găsit primele oase fosilizate în China, cu sute de ani în urmă, oamenii au crezut că sunt oasele unor dragoni uriași. Dinozaurii au dispărut cu toții, în mod misterios, la sfârșitul erei mezozoice. Aceasta a dat mamiferelor șansa să le preia locul. Mamiferele au adesea blană și în general nasc pui vii, nu de punouă, pe care îi alăptează. Ere și perioade Oamenii de știință împart timpul scurt de la formarea pământului în patru ere, care la rândul lor se împart în perioade mai scurte. Dinozaurii au trăit în timpul erei mezozoice, care cuprinde trei perioade, cunoscute ca Triasic, Jurasic și Cretacic. Primii dinozauri Cei mai vechi dinozauri au apărut în a doua jumătate a Triasicului, care a durat de la 250 la 205 milioane de ani în urmă. La acea vreme, lumea arăta complet altfel decât în prezent, pentru că uscatul forma un singur continent, numit Pangea. Nu existau mări care să blocheze calea, așa că dinozaurilor din Triasic le era ușor să străbată tot uscatul. Curând au ajuns să populeze toată lumea. Animalele din Triasic. Unii dintre primii dinozauri erau erbivori uriași. Aceștia au fost primele creaturi îndeajuns de mari ca să se poată hrăni cu frunzele de pe crengile cele mai înalte. Au conviețuit în timpul triasicului cu alte tipuri de reptile, de uscat și cu primele reptile zburătoare. În Triasic era cald și bine, peste tot. Unele zone se găseau la distanțe foarte mari de mare și de curenții care aduc ploaie. Aceste locuri erau aride și aproape lipsite de viață. Nu existau calote glaciare la nici unul dintre polii pământului. Date uluitoare! Soarele este atât de mare încât în interiorul său ar putea intra mai bine de un milion de planete de dimensiunea Pământului. Împărăția dinozaurilor. Dinozaurii au dominat Pământul în Jurassic. Între 205 și 145 milioane de ani în urmă, marea întindere de uscat Pangea începea să se rupă în două continente. Mulți alți dinozauri interesanți au început să apară. În climatul cald și umed creșteau plante mari, astfel că exista destulă hrană pentru animalele care le consumau. Un erbivor care ajungea să aibă peste 30 de metri lungime se hrănea probabil cu numai puțin de o tonă de frunze pe zi. Animalele din Jurassic, erbivori, dinozaurii cu plăci, și vânătorii cu dinți ascuțiți au apărut în timpul Jurassicului. Reptilele zburătoare împărțeau cerul cu prima pasăre, care avea pene, dar care era probabil un slab zburător. Ca să-și ia zborul, trebuia să se urce într-un copac și să-și facă avânt. Date uluitoare! Spre deosebire de păsările de azi, aeropterix. Nu avea cioc, în schimb avea fălci cu șiruri de dinți mici și ascuțiți, cu care mânca insecte. Plante din Jurassic Ferigile erau cele mai numeroase plante scunde din Jurassic. Ele acopereau suprafețe foarte întinse ale pământului. Cicadalele și coniferele, asemănătoare giganticilor, copaci, formeau pădurile. O lume în schimbare. Mari schimbări au avut loc în Cretacic. Uscatul se fragmentase, formând continentele. Au apărut plantele cu flori și s-au răspândit rapid. Curând au apărut noi specii de dinozauri care să le mănânce. Aceasta a însemnat hrană din abundență pentru carnivori, care s-au omulțit și ei. Animalele din Cretacic. Uriașii dinozauri vânători străbăteau pământul. Deasupra lor planau păsări și mari reptile zburătoare. Climatul schimbător În Cretacicul timpuriu, clima era întotdeauna caldă, cu toate că existau anotimpuri umede și uscate în fiecare an. Mai târziu, în aceeași perioadă, când vremea s-a mai răcit, unele zone au început să aibă veri și ierni. Plantele cu flori, precum magnolia, au crescut prima dată în apropierea ecuatorului, acum 120 de milioane de ani. Albinele și noi insecte răspândeau polenul și curând florile s-au răspândit peste tot. Fergile și cicadalele erau acum mai rare. Date uluitoare Anvergura aripilor pteranogdonului măsura aproape șapte metri, de la vârf la vârf, adică de două ori lungimea unei mașini obișnuite. Află despre dinozauri. Nimeni n-a văzut vreodată un dinozaur viu pentru că ei au dispărut cu milioane de ani înainte de apariția omului pe pământ. Dar știm că ei au existat datorită numeroaselor fosile descoperite pe întregul glob. Fosilele sunt rămășițe conservate în piatră ale unor plante sau animale dispărute cu mult timp în urmă. Cele mai frecvente fosile de dinozauri sunt oasele și dinții dar s-au mai găsit multe excremente fosilizate, ouă, urme de pași și impresiuni ale pielii. Majoritatea fosilelor sunt descoperite de experți, numiți paleontologi, oamenii de știință care studiază viața preistorică. Ei pun cap la cap oasele și celelalte mărturii pentru a afla despre dinozauri cât mai multe cu putință, dezgropând oasele. Oasele fosilizate ale dinozaurilor trebuie scoase cu grijă din roca înconjurătoare, folosind o serie de instrumente. De la dălți la pensule fine, fragmentele de rocă în care se găsesc oase mari sunt împachetate în manșoane de ipsos pentru a fi protejate în timpul transportului. Înainte de a fi luat, fiecare os este fotografiat. Oasele mari împachetate în ipsos trebuie mânuite cu grijă. Cercetătorii împachetează oasele în manșoane de ipsos. Oase împachetate gata pentru a fi transportate cu camionul. Un expert în fosile îndepărtează roca cu dalta. Poziția fiecărui os este marcată pe un plan al sitului. De la dinozaur la fosilă. Dinozaurul moare, țesuturile moi cărnoase putrezesc, doar oasele mai rămân. Oasele sunt încet, încet îngropate sub straturi de mâl și nisip. Mâlul, nisipul și oasele se transformă de-a lungul a milioane de ani în rocă. Stratele de rocă sunt erodate de ploi și vânturi, lăsând descoperite oasele fosilizate. Dezgroparea fosilelor poate dura săptămâni, așa că oamenii de știință instalează adesea tabără lângă situl fosilifer. Prădători mici Unii dinozauri prădători, precum ceratosaurii, alergau pe picioarele din spate, păstrându-și libere brațele puternice, cu ghiare, cu care prindeau șopârlele și mamiferele mici. Saltopus, unul dintre ceratozauri, avea doar 60 de centimetri lungime și cântărea probabil doar 2 kg. Prădători rapizi. Printre cei mai rapizi dinozauri se numărau dromeozaurii și ornitomimidele, care au trăit în Cretacic. Aveau fălci puternice și ghiare încovoiate, care se poate să le fi folosit la atacarea altor dinozauri, mult mai mari. Alergau probabil foarte repede și înfăcau în goană animalele mici, cu fălcile în formă de cioc, fără dinți. Schelete de dinozauri. Oasele fosile și dinții sunt tot ce a mai rămas din dinozauri până azi. Experții însă le pot reconstitui scheletele pe baza cunoștințelor pe care le au despre animalele care trăiesc azi. Forma și dimensiunea dinților și ale oaselor unui dinozaur arată dacă acesta a fost erbivor sau carnivor și dacă mergea în două sau în patru picioare. Dacă unele oase lipsesc, cercetătorii le pot reconstitui studiind scheletele complete ale altor dinozauri asemănători. Unii dinozauri rămân însă un mister. Acum 30 de ani s-au găsit în Mongolia oasele unui antebraț lung de 2,5 metri cu ghiare enorme. Nimeni nu știe cum arăta acest Deinocheirus, pentru că nu s-a mai găsit nimic asemănător nicăieri în lume. Diete diferite. Experții știu cu ce se hrăneau dinozaurii, după forma capului. Carnivorii aveau maxilare puternice, cu mulți dinți mari și ascuțiți, adesea cu margini crestate. Pentru sfârșit, majoritatea erbivorilor aveau ciocuri fără dinți, cu care apucau frunzele și dinți largi, plăți, dispuși în partea din urma a maxilarelor, cu care mărunțeau hrana. Și la final, haideți să facem alcătuirea unui schele de dinozaur. Craniu alungit, cioc puternic. Degetul de la mijloc este ca o copită, ajutând animalul când mergea pe patru picioare. Talpă cu oase puternice, ca să poată susține corpul masiv. Oasele solide ale piciorului trebuiau să susțină greutatea animalului. Osul șoldului, coloana vertebrală, baghete osoase se împletesc peste coloana vertebrală pentru a o întări, oase pe partea de jos a cozii, pentru a proteja vasele de sânge din această parte a corpului și coadă lungă dreaptă pentru echilibru. Aici închei. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și să vă abonați. Eu am fost Ramona, pe data viitoare.